clipul de astăzi o să mă machiez cu 5 produse. Da, a venit momentul să fac acest clip pe care cred că vi l-am promis de ceva timp. Inițial aș fi vrut să-l fac cu 3 produse, dar după aia m-am răzgândit. Trebuie să recunosc că mi-a fost greu să aleg cele 5 produse. Am tot, cred că vreo 2 ore, cred că m-am gândit, oare ce să aleg, m-am tot uitat la ele. Parcă ar merge și asta, dar parcă nu pot să las anticearcul, dar parcă nu pot să renunț la fond de ten, dar parcă nu pot să renunț la ceva pentru sprâncene, dar parcă n-aș putea să renunț nici la mascara. Oricum, mi-am ales aici 5 produse, bine, și 3 pensule și un burețel. Zic așa să vi le arăt. Am așa, 3 pensule, una de blending, una din asta pentru tuș sau, mă rog, pentru sprâncene și una pentru blush, bineînțeles. Bun, după aceea, cum ar veni, să vă arăt produsele în sine, da? Sunt foarte ciufulită. Fond de ten, o să-l folosesc pe acesta de la Catrice. Această paletică, micuță și minunată și drăguță, de la Makeup Revolution. Un produs pentru sprâncene, mi-am ales acest gel de sprâncene de la Maybelline. Așa, mascara și, în ultimul rând, ceva pentru buze, pentru că nu se putea. Bun, zic să începem prin a îmi prinde puțin părul. Așa. Așa, mi-am prins părul și acum o să-mi trebuiască și o paletă. Asta nu intră la categoria de produse pentru make-up. Dar... da, mi-am făcut skincare-ul, nu mă întrebați ce am aici pe nas pentru că nici nu știu, e o chestie roșie, nu știu, cred că mai crește un nas sau ceva de genul, nu știu ce se întâmplă, așa, și da, zic să trecem la treabă. O să încep cu fondul de ten, bineînțeles, așa, sper să nu dau paleta asta pe jos pentru că o să plec și în. Așa. Și zic să folosim acest fond de ten, care astăzi ne va servi și pe post de anticearcăn. Nu știu dacă v-am mai spus, dar să știți că am avut o perioadă foarte, foarte lungă și mare din viața mea în care n-am folosit anticearcăn și a fost bine. Nu mi s-a întâmplat nimic. Nici nu folosesc de așa mult timp anticearcăn. Cred că folosesc anticearcăn de vreun an sau ceva de genul, dar înainte foloseam fond de ten. Și în zona ochilor, chiar și pe pleapă. Bine, știu că nu e tocmai indicat, dar nu știu de ce, n-ar fi. Bine, acesta cred că și merge folosit pe post. N-am încercat niciodată, dar cred că merge așa pe post de anticearcăn, pentru că are o textură mai subțire. Așa. Se presupune că eu ar trebui să mă mișc super, super repede și acesta să fie un clip scurt. Pentru că, da, folosesc doar 5 produse, dar nu știu dacă o să fie asta, așa. Și să fiu acest Speedy Gonzales. Așa, și cum vă ziceam, să știți că înainte eu nu foloseam anticearcăn. Foloseam doar fond de ten și nu era bine. Dar și nici nu foloseam așa de multe produse. V-am zis, recent am început să folosesc așa multe și anticearcăn și fond de ten și iluminator și contur și blush și iluminator și pudră de nu știu de care. Dar da, așa, și o să aplic puțin fond de ten și aici în zona cearcănelor. Pe post de anticearcăn și aplic și pe pleoapă, pe post de bază. Acum, eu sper să se comporte bine fondul ăsta de ten, să nu facă figuri. Ba. Mai, fetele, să știți că se așează bine. E încă dimineață, să știți, de-aia mă bâlbâi, dacă auziți bâlbe, să știți că din cauza asta e. V-am mai zis eu că până la ora 12 nu 12 nu
nu funcționez cum trebuie. Așa. Ei, ia uitați. Că arată bine, ce credeți? V-am zis că se poate. Și am mai puțin fond de ten, mai pun prin zonele astea în care cred eu că o să dispară prima dată. De obicei pe aici, pe pomeți, în zona asta unde am pori mai dilatați. Da, aici treaba asta pe nas, nu știu dacă e cojiță, sau, acum pare a fi cojiță, dar fără fond de ten, adică mai devreme părea a fi un coș sau ceva. V-am zis, nu știu ce se întâmplă. Așa. Bun. Și acum zic să trecem la sprâncene. Pentru sprâncene v-am zis. Am ales acest... Ar trebui să mă șterg puțin de fondul ăsta de ten pe mână. De altfel, da, e cam urățel. Așa. Pentru sprâncene, ce ziceam, v-am zis că am ales acest gel de sprâncene de la Maybelline. E un gel de sprâncene în nuanța de Brown Brow Precise Fiber Filler, Alexandra. Arată așa. Este mega, mega folosit. Și mă gândesc să împieptăm puțin sprâncenele, așa, dar nu cu prea mult produs pe el. Dacă auziți ceva pe fundal, să știți că e frigiderul. Așa. Și le pieptăm așa puțin. Apoi, cu, mai bag puțin în treaba asta aici, apoi cu o pensulă din asta așa, vedeți, un unghi așa ascuțit, o să iau puțin produs și o să umplu și fac așa pe mână ca să nu, așa, și o să umplu așa golurile din sprânceană. Bine, nu vreau un efect... Așa, și le-am umplut puțin cu gelul acela, adică cu gelul acesta. Și acum o să le pieptăn așa frumos. Conține și ceva, nu știu, firicele așa în el, gelul ăsta. Și mă gândesc că le umple așa, ar trebui să facă treaba asta, nici nu știu. Bam. Hai, prietene, nu mă dezamăgi. Te-am ales pentru că am avut încredere în tine. Așa. Parcă sunt prea ciufulite. Arată așa ciudățele. Da. Ideea e că nu le vreau nici așa accentuate, pentru că se presupune că ăsta e un look așa de zi cu zi, nu? Și m-aș vrea să mă duc la pâine. Bine, nu mă duc la pâine, dar presupunând că m-aș duce la pâine. Acum, să trecem la machiajul ochilor. Pentru machiajul ochilor o să folosesc această paletuță de la... Paletuță de la Makeup Revolution. V-am mai vorbit eu de ea, cred că ați văzut-o și în clipul trecut cu favorite, care a apărut astăzi. Așa, și o să iau cu pensula aceasta pufoasă, o să iau nuanța aceasta de aici. Bam, bam. Iau foarte puțin, nu iau mult. Și o să dau așa puțină dimensiune ochiului. O să o aplic aici, în... Cum se numește? În pliul ochiului. Ziceam ca să dau puțină dimensiune așa, să nu par chiar acest ou fiert. Așa. Ba, mie nu-mi place sprânceana asta aici, știți? Gata, e mai bine. Eram sigură că la sprâncenul să am probleme, pentru că dacă nu folosesc fardul acela gri, mi-e foarte greu. Și dacă foloseam fardul, dacă alegeam fardul acela gri, trebuia să renunț la un produs, pentru că din acea paletă foloseam doar fardul gri. Nu aveam nimic care să-mi placă pentru... Adică nu aveam ceva blush sau chestii. Dar da, eu zic că e o idee bună. Nu știu, dacă aveți un gel de sprâncene sau un creion de sprâncene care vă place mult, puteți să-l alegeți, să-l folosiți pe acela. Mi s-a părut foarte bună ideea acestui clip, pentru că nu, să știți că nu avem nevoie de multe produse ca să
ne machiem sau să fim așa aranjate, ci doar de câteva produse. Nu trebuie să fim aceste, nu trebuie să avem toate, să mai colecția de make-up, așa cum nici eu nu am. Nu am, nu știu câte produse, nu știu câte palete. Am câteva palete și da, cu toate că mi-aș dori mai multe, dar sincer să fiu, mă abțin să-mi cumpăr, pentru că vreau să mă bucur de astea pe care le am în momentul ăsta. Pentru că, nu știu, simt că nu m-am bucurat destul de mult de ele și vreau să le folosesc așa intens și apoi când o să mă plictisesc de ele o să iau altele. Următoarea pe listă ar fi cea de la Marionneau, Mary Stacy, parcă Be Perfect, ceva de genul, cea cu foarte, foarte multe culori și da, mă gândesc serios la aceea, dar da, o să vedem. Bun. Am făcut treaba asta. Acum, cu degetul, o să iau acest fard care este... Ar trebui să fie un iluminator, dar pentru mine mi se pare că e puțin cam închis pentru un iluminator. Poate pentru o fată care are tenul mai închis puțin, este perfect. Dar nu e problemă, că oricum de fiecare dată îl combin. Adică combin cele trei nuanțe între ele și îmi iese ceva frumos. Așa, și le aplic așa, pe post de far, cu un deget. V-am zis, n-aveți nevoie de multe pensule sau nu știu câte pensule sau pensule de la nu știu ce firme. Dacă vă machiați pe voi, puteți foarte bine să aplicați fardul și cu degetul. Bine, din punctul meu de vedere, fardul se aplică mult mai bine cu degetul. Cele sunt de fate, mă refer. Deci, nu e o problemă. De asta m-aș gândit să fac acest clip, pentru că v-am mai zis eu că înainte nu foloseam așa multe produse și mă macheam, să știți, mă macheam foarte bine și foarte frumos. Bine, așa credeam eu că mă machez foarte frumos, pentru că acum, dacă mă uit la pozele de acum câțiva ani, dacă vreți, poate o să fac o dată un clip în care o să mă machez, nu știu, în care o să recreez un look de al meu care, nu știu, mie mi se părea foarte frumos și foarte muncit și foarte drăgălaș acum ceva timp. Dar asta e bine, pentru că evoluăm și e bine. Așa. Și mai blendez puțin aici. Folosesc mascara. Îl folosesc pe acesta de la Messaoud de Milano, Lash Infinity. Sper că n-am uitat nimic. Nu, n-am uitat nimic. Chiar dacă aveți un gel din ăsta de sprâncene, puteți să-l folosiți și pe post de tuș. Chiar trebuie să fac treaba asta. Dar bine, ăsta are fibre din alea în el și nu știu dacă ar merge. Dar da, un gel din ăsta de sprâncene cu o pensulă ar putea fi foarte bine folosit ca și tuș. Deci vedeți, noi fetelor, nu e obligatoriu să... Numai să aveți grijă cu pensula, să o spălați după sau ceva. Ca să nu riscați să infectați ochii sau chestii de genul ăsta. Așa, și mi-aplic rimelul ăsta. Eu întotdeauna când mă dau cu rimel, mă rog, rimel, mascara, stau 100 de ani până îmi fac genele. Pentru că, nu știu, îmi place mie să le bibilesc așa, să le... Uite, acum la zona de sub ochi vă arată ok. Cel puțin, nu știu, în realitate, nu știu pe cameră cum se vede. Dar în realitate arată bine. Nu e horror. Așa, și acum cu această pensulă o să iau tot din paleta asta. Vedeți, de-aia îmi place mie paleta asta. Și o să combin toate astea așa. M-am făcut de fart. Superb. Și o să aplic așa pe post de blush. Aici am pus prea mult. Nu să fixez cu pudră, pentru că fondul ăsta de ten rezistă foarte bine și fără pudră și nici nu vreau să am așa un aspect cakey pe față. Bine, oricum nu prea, pentru că aplic puțină pudră când aplic, dar nu vreau să am fața încărcată. Acesta este un machiaj lejer, nu știu, de zi cu zi. Puteți să vă aranjați așa puțin ca să fiți aranjați și acasă, de ce nu? Da.
Eu cel puțin și în perioada asta, chiar dacă stau acasă și nu plec nicăieri, mă machiez. Și acum o să aplic un ruj. Îl aplic pe acesta de la Maybelline. Este un ruj mat în nuanța 932 Clay Crush. Așa arată. Nu știu dacă ia focus. Așa. Și așa e un ruj nude din care mai am foarte puțin. Mă scuzați. Și miroase a tiramisu. Așa, și o să-l aplic pe buze. Gata. Ia să verificăm. Mai blenduim aici puțin pentru că mi se pare că arată ciudat acest blush. Așa. Și să-mi desfac și părul. Ia să mai verificăm cum arătăm, să arătăm bine aici în cameră, măi, fetelor. Așa. Bam, bam. E un machiaj simplu, de zi, nu știu, v-am zis. Dacă ar fi să nu mă dau cu tuș și să, nu știu, să nu-mi plac așa de mult să jonglez cu tot felul de culori și chestii și palete, așa m-aș machia. De fapt, chiar mă machiez așa câteodată când stau acasă și mi-e lene să, nu știu, să folosesc multe culori sau n-am chef sau pur și simplu, nu știu, nu vreau ziua aceea. Da. Deci așa arată machiajul realizat cu cele 5 produse. O să vi le mai arăt odată. Am folosit așa acest fond de ten. Uitați-le pe toate aici, sper să nu le scap. Așa, fond de ten, această pudră, această paletă de la Makeup Revolution, ceva, un gel pentru sprâncene, un ruj și un rimel. Da. Deci putem să ne machiem și cu foarte puține produse. E totul ok, ați văzut, am folosit fondul de ten și pe post de anticearcă, v-am zis, eu înainte făceam treaba asta des, nu foloseam anticearcă, nici măcar nu știam acum vreo 4 ani de anticearcă. Da, nu știu, de fapt era, dar nu știam eu de el, așa. Și da, foarte simplu, foarte ușor, dacă aveți o paletă din asta, nu știu, poate alegeți o paletă, eu n-am avut, cred că puteam să aleg și o paletă puteam să aleg și o paletă care să conțină mai multe culori, să conțină și un fard pentru sprâncene, să conțină și, nu știu, ceva blush, ceva așa. Deci, da, eu pe aceasta am avut-o, dar da, acestea sunt produsele, 5 produse, așa arată machiajul. M-am machiat, nu știu, bine, am vorbit eu foarte mult, dar machiajul a durat foarte puțin, în jur de, nu știu, nici măcar 5 minute, oricum acesta cred că o să fie un clip tare scurt. Dar da, gata. Acesta a fost machiajul, acesta a fost clipul meu de astăzi în care m-am machiat cu 5 produse. Cred că am zis, m-am machiat de 100 de ori și 5 produse de 1000 de ori. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat și ne vedem data viitoare la un nou clip. Vă pup, aveți grijă de voi, pa, pa!